procesul de reabilitare al perlei culturale municipale și anume Teatrului Mihai Eminescu este în plină desfășurare. Lucrările la momentul de față sunt în grafic în această perioadă, intervenindu-se la partea de exterior, datorită vremii care permite acest lucru. Unul dintre scopurile proiectului desfășurat este readucerea fațadei la arhitectura din 1914. La momentul de față, Teatrul Mihai Eminescu îmbracă o haină nouă, mai exact cea din 1914. Lucrătorii de la firma Victor Construct lucrează zilnic aici. La momentul de față se lucrează la extinderi de grupuri sanitare și la intrarea principală în teatru. Detaliul nou propus spre realizare este înființarea a două lifturi interioare, în părțile opuse ale clădirii. Unul va fi amplasat în partea administrativă și va fi utilizat cel mai probabil de personal, în timp ce în cazul celuilalt nu se știe încă locația pe care o va avea.